Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre Samsung și mai precis despre telefoanele de la Samsung și despre faptul că în ultima vreme am avut așa, un telefon care mi-a plăcut de la Samsung, un telefon care nu mi-a plăcut de la Samsung. Și tot așa am urmat acest șablon pentru că nu înțeleg exact ce se întâmplă cu multitudinea asta de modele pe care Samsung le... Astăzi vom vorbi despre Galaxy A21s, un telefon care face parte din segmentul entry-level, deși nu are neapărat preț de entry-level. Se găsește undeva la 840 de lei pe piață la momentul review-ului și mi-a fost foarte greu să mă decid dacă Samsung cere un preț corect sau nu pentru acest dispozitiv. Hai să vedem despre ce este vorba, să vedem ce găsim în cutie. Evident, îl testăm, vom vorbi despre specificații și îl vom judeca un pic, pentru că am eu așa o vagă presimțire că nu e neapărat telefonul entry-level de la Samsung care mă va face să vi-l recomand cu cea mai mare căldură. E doar așa o presupunere. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Așadar, aruncă un ochi acolo, click și în cazul în care îți place, știi ce ai de făcut. Iar acum, hai să aruncăm o privire mai de aproape asupra cutiei. Este cutia clasică a seriei A a celor de la Samsung. 32 de GB spațiu de stocare intern, avem două e-mail-uri, asta înseamnă că avem două SIM-uri, să sperăm că nu este hibrid. Hai să dăm acest plic deoparte și să vedem ce găsim înăuntru, papetăria aferentă. În cutie găsim accesoriile, prima oară cheița pentru SIM, încărcătorul pe care avem inscripția cu Adaptive Fast Charge, vom vorbi despre acestea în minutele ce urmează, cablul de date și căștile care sunt negre. Hai să vedem dacă avem USB tip C. Da, avem USB tip C. Mă întreb dacă are branding. Nu, nici măcar nu are branding cu Samsung. Este mai mult decât generic. Căștile, ia să vedem ce căști avem aici în pachet, un hands-free clasic, da, acel hands-free cu care am fost obișnuiți de fiecare dată și telefonul în sine. Nu ne așteptăm la aluminiu, sticlă și așa mai departe, este telefonul pe care l-am scos mai devreme din ambalaj și acum vi-l arăt pentru că trebuia totuși să-mi fac o părere, nu este genul de telefon față de care aș vrea să fiu surprins. Dar hai să vorbim despre materialele de construcție. Plastic pe spate, plastic pe ramă, sticlă pe față și avem punch hole. Pe partea din stânga avem sertarul, este un sertar de plastic. Mare grijă cum îl introduceți înapoi pentru că are gaura separată, deci nu este gaura pe sertar și există riscul să-l bagi invers fără să-ți dai seama, să-l forțezi și să blochezi sau să rupi diverse componente prinăuntru. La baza telefonului avem grila difuzorului, gaura pentru microfonul principal, jack audio 3.5 și mufa de încărcare și transfer date USB tip C. Spre deosebire de alte telefoane din această categorie de preț, acesta este făcut din 3 bucăți. Sticla display-ului, rama telefonului și componenta de plastic de pe spate, care se poate observa cum se îmbină aici, pe ramă, pe muchie. Este un design similar cu cel premium, nu cum am văzut la M21. Și pentru că tot vorbeam de design, ei bine, acest dreptunghi urât, avem 4 camere, sincer puteau să pună 4 camere în linie și să-mi pună flash-ul sub ele, aici. Avem și camera bump, ceea ce mi se pare din nou peste mână. Senzor de amprentă clasic, ceea ce mă bucură să văd că nu avem o implementare în ceată a unui senzor de amprentă sub ecran. Pe partea de sus a telefonului avem doar gaura pentru microfonul secundar, iar pe partea din dreapta avem butoanele de power și butonul de volum, care au o senzație tactilă foarte plăcută. Dacă mai țineți minte, în videoclipul cu Galaxy A41 am avut eu ceva de comentat
referitor la senzația pe care o au butoanele. Ei bine, nu-ți dă senzația că sunt butoane ieftine. Telefonul este foarte bine închegat, îmi place cum se simte în mână, nu este nici prea greu, nici prea subțire. Cam atât ar fi de spus despre construcția telefonului. Este un telefon confortabil, îmi place cum se simte în mână, însă va fi destul de greu de utilizat pentru persoanele ce au mâini mai mici, pentru că va trebui să te întinzi până în partea de sus a telefonului sau poți să activezi din setări swipe down pentru a trage bara de notificări în jos. Hai să vorbim acum despre display. Și aici ar trebui să fiu cât se poate de sincer cu voi. Mai întâi hai să vorbim despre rezoluție. Avem 720x1600 de pixeli. Da, ați auzit bine, 720x2020. De asemenea, avem 6,5 inch în diagonală, iar densitatea este de 270 de pixeli per inch. Poate pot să trec peste acest aspect. Poate pot să trec peste faptul că densitatea nu este foarte mare, totuși este un telefon entry-level și pot să trec și peste faptul că avem o rezoluție HD+. Dar tehnologia este PLS-TFT. Exact, da. Nu este IPS, nu este OLED, cum am fost obișnuiți de Samsung, Super AMOLED și așa mai departe. Însă, aș vrea să accentuez faptul că telefonul are un ecran spălăcit. Culorile sunt cât se poate de desaturate, fără viață și fără substanță. Cumva mă apucă depresia când mă uit la ecranul acestui telefon, fără să fiu rău intenționat, dar având în vedere că suntem într-o eră în care tehnologia a avansat destul de mult, mi se pare inadmisibil să dau pe un telefon un preț destul de mare și să primesc așa ceva. Nu vreau să fiu răutăcios, vreau doar să punctez acest lucru, pentru că există variante cu ecran mai bun, tot de la Samsung, tot în această zonă de preț. Și atunci am stat și m-am gândit, zic, bă, hai că nu e chiar atât de rău. O să intru în setări, unde intru de obicei, o să mă duc la display și o să caut acele setări unde pot să mă joc cu tonurile de culoare sau mai bine spus cu spectru RGB. Și aici am avut surpriza de a nu găsi ceea ce caut. Și anume acele setări pe care le știm cu toții la ecran, unde poți să pui warm, poți să pui cold, poți să pui AMOLED sau photo. Știți despre ce vorbesc, sunt acele setări pe care majoritatea telefoanelor în această perioadă le au. Aici se întâmplă să am mai multe opțiuni. Am Adaptive Display, AMOLED Cinema, AMOLED Photo și Basic. Am descărcat o poză albă pe care o voi pune pe post de wallpaper, doar pentru dragul discuției și pentru a vă arăta această aură de jur împrejurul camerei. Pe acolo lumina scapă și culoarea în zona aceea din nou este schimbată. Ce-i drept, trebuie să-i dau credit, unghiurile de vizualizare sunt foarte bune, nu se schimbă culorile în momentul în care privesc telefonul de la un unghi mai abrupt. Aș vrea să fac o mică paranteză și aș vrea să vă arăt ce se întâmplă în momentul în care umbli aiurea pe internet cu absolut orice browser. Aici am folosit browserul stock. Inițial am căutat o poză albă sau un fundal alb pe care să-l pun și să vă arăt acest aspect cu aura de jur împrejurul camerei. În schimb, am dat de un site foarte interesant care mă trimite către o pagină unde mă întreabă mereu linkul acesta vrea să-ți afișeze notificări, vrei sau nu? Și dai deny. Și mai dai deny odată. Și mai dai deny odată. Și mai dai deny odată. Și o ții așa la nesfârșit până când din greșeală poți să dai pe allow și în momentul acela îți intră tot felul de spam, tot felul de notificări pe care tu nu le dorești. Un alt aspect pe care l-am observat și mulți nici măcar nu suntem atât de atenți. Să spunem că am intrat pe această pagină unde avem wallpaper. Inițial vezi foarte multe reclame, diverse reclame și un buton care sugerează că ar fi butonul de download. Îl apăs, mi se deschide un pop-up, aștept și pur și simplu vrei să dai download. Ei bine, nu acela este butonul de download. Te duce către
o pagină foarte, foarte ciudată unde scrie: recomandăm actualizarea aplicației Cleaner pentru Samsung. Evident, dacă fac acest lucru și dau instalare, mă va duce într-o zonă foarte ciudată unde nu vreau să ajung. O să dau cancel updates. Nici măcar nu m-am logat pe Play Store ca să nu aibă acces la cont. Dacă dau pe anulare, mă trimite din nou către o altă pagină. Ți-ai instalat malware, spyware, adware și așa mai departe pe telefonul tău. Hai să vorbim acum și despre hardware și software. Sub carcasă găsim un Exynos 850 pe 8 nanometri și 3 GB RAM. Însă există modele și cu 6 GB RAM și 64 de GB spațiu de stocare intern. Al nostru are doar 32, însă sunt suficienți pentru câteva poze. În ceea ce privește experiența de utilizare a software-ului, ei bine, avem ultima variantă de Android și anume Android 10 cu One UI 2.1 de la Samsung. Însă, din păcate, nu avem toate opțiunile acelea premium, adică Edge Lighting, Apps Edge și așa mai departe. În schimb, avem măcar posibilitatea de a deschide aplicațiile în meniul acesta de tip pop-up, ceea ce îmi place, pentru că pot să fac ceva prin setări sau prin altă aplicație și o pot lăsa în bară, să-i spunem. Trecând peste acest lucru, hai să vedem cum s-a descurcat și în Geekbench 5. Nu o să avem un scor astronomic, însă este suficient pentru un telefon basic. 184 de puncte în single core cu 1099 de puncte în multicore. E bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Mai avem de vorbit despre baterie, cameră și audio. Hai să începem cu audio prima oară. Se aude ca o șosetă. Da, nu pot să mă exprim altfel pentru că am văzut foarte multe alte telefoane care se aud mai mult decât decent în această zonă, însă difuzorul acesta nu pune accent nici pe bas, dar nici pe înalte. Vocea este gâjită și sunetul este distorsionat în momentul în care te îndrepți către volumul maxim. Pe căști, în schimb, semnalul este mai mult decât decent. Recomand să-ți cumperi o pereche separată și să nu o folosești pe cea inclusă în pachet doar dacă ai nevoie de handsfree. Însă dacă dorești să asculti muzică, îți poți cumpăra o pereche de căști separată pentru că telefonul este în stare să redea semnal destul de bun. Pe partea de conectivitate avem Bluetooth 5.0 cu A2DP și Low Energy, deci nu aptX, nu aptX HD și alte codecuri care să-ți îmbunătățească experiența audio pe Bluetooth. Așadar, mare grijă ce pereche de căști alegi în cazul în care ai acest telefon sau un telefon care nu suportă un codec mai bun. Avem NFC, ceea ce mi se pare mai mult decât interesant. Poți să folosești telefonul pentru plăți cu cardul și acest lucru mă bucură să văd, mai ales în segmentul entry-level. Iar acum hai să vorbim și despre camere. Senzorul principal este de 48 de megapixeli. Da, o rețetă destul de rar întâlnită în acest segment de preț. În schimb, pe partea cealaltă, mai avem două lentile speciale. Una ultra-wide de 8 megapixeli f2.2 și una macro de 2 megapixeli f2.4. Evident, nu am scăpat nici de data aceasta de senzorul de adâncime, iar acesta are 2 megapixeli f2.4. Per total, nu pot să spun că am rămas uimit de calitatea foto a acestui dispozitiv. Am văzut alternative mult mai bune și la acest capitol, tot de la Samsung sau de la concurență, în același segment de preț, așadar mi-e foarte greu să-l pun pe acest telefon în raport cu ceea ce am mai avut pe mână și ceea ce ați mai văzut la noi pe canal, pentru că nu excelează la capitolul acesta. Iar acum hai să vorbim despre baterie. Telefonul are sub acest plastic un acumulator de 5000 de mAh, iar încărcătorul din pachet este de 15W fast charge. La capitolul acesta mă declar mulțumit. De ce? Pentru că nu am un ecran care are o rezoluție foarte mare și îmi consumă foarte mult. Bluetooth-ul din nou suportă low energy și nu consumă foarte mult, iar Wi-Fi-ul, cu toții știm că poți să uiți telefonul pe Wi-Fi și câteva zile pornit, că nu se consumă bateria atât de repede. Alt aspect care ar putea să intereseze pe anumiți cumpărători este dimensiunea ecranului. La 6,5 inch cam greu găsești telefoane în acest segment de preț. Însă, după cum ați văzut și în episoadele anterioare, Xiaomi vine din spate cu seria Redmi, care este ieftină și are și ecrane bune și rezoluție bună, și atunci cam greu poți să iei acest telefon în considerare unde se văd pixelii, rezoluția este foarte slabă, dar și luminozitatea la rândul ei. Și având în vedere că este lucrul la care te uiți toată ziua la un telefon mobil, este prima interacțiune cu el dincolo de carcasă și sentimentul pe care îl ai atunci când îl ții în mână.
Ei bine, este ecranul și ecranul fiind foarte slab, parcă îți vine să îl arunci, având în vedere că suntem în 2020 și ecranele la calitatea aceasta erau acum foarte mulți ani de zile. Și îmi pare rău, Samsung, chiar îmi pare rău, nu am cum să recomand acest telefon, chiar și dacă este de 6,5 inch și mulți oameni ar avea nevoie de el. Bun, cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre A21s în secțiunea de comentarii de mai jos. Și întrebarea mea pentru voi este, ce telefon aveți voi pe care nu-l înțelegeți?